Bună, Cosmin! Bine venit la Ecom Team 2024! Bine v-am găsit! Ajută-ne, te rog, o scurtă introducere a magazinului online pe care îl reprezinți când a fost lansat și pe ce niște activează. Magazinul a fost lansat în, efectiv ca și magazin online în 2012. El era din 2011, de la începutul anului, ca un site de prezentare, dar am avut comenzi telefonice și comenzi pe mail să practica la vremea aia. Uh -huh. În 2012 am făcut o Invenție o pagină de magazin online, avem puține produse, și atunci cu cam toate în, într-o într pagină, sub formă tabelară, era așa o invenție proprie. Iar în decurs de 2013-2014 am trecut la forma actuală a magazinului online. Avem uh, două mari categorii. Uh, avem prima categorie, cu care am început panourile radiante cu infraroșu, un sistem de încălzire foarte, foarte performant. Noi avem argumente, spunem că e cel mai performant și am din 2015 am crescut o categorie de șeminee electrice și creștem din ce în ce mai mult și mai bine. Și astea sunt cele două categorii. Din 2020, din plină pandemie, sau de fapt după pandemie, am Făcum magazinul online în nouă limbi străine și vindem în toată Europa cu el. Cum ți se pare că a evoluat industria de e-commerce pe verticala pe care activezi? E foarte ok, e foarte bine, uh, vin generații, uh, formatul de site s-a cam păstrat, lumea îl știe, noi din 2010, 2011, 2012 erau tot felul de formate, tot felul de invenții și lumea nu știa să le folosească, acum e un format comun și vin generații din urmă care știu să, okay. să utilizeze site-ul și internetul și ne ducem într-o direcție foarte, foarte bună. Dacă ar fi să te gândești la provocările anului 2024, ne putea face un top 3-5 provocări din anul ăsta? Dacă le iei ca și provocări, și e factura, și e transport și alte legislații cu mediul care se schimbă în permanență, ele nu sunt provocări, ele sunt niște normalități, zic eu, care dacă iei problema sau orice problemă e la cald, evident că te nervează și da, nu-i bună, găsești tot felul de chestii negativisme de genul ăsta. Dacă o iei la rece și vezi care ar fi scopul lor, da, pentru noi, pentru mine cel puțin, nu au fost probleme, și nu cred. Am învățat să le iau pas cu pas, să le analizez la rece și să le rezolv la, la rece, fără să apropo, mă împiedic de ele. Apropo de, de învățat, care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai deprins în activitatea ta? <laughs> Eu sunt om de vânzări și am lucrat multinaționale unde făceam foarte multă analiză și credeam că sunt foarte, foarte bun. În 2014 am venit, 2014 sau 2015, tot la Brașov, la EcomTeam. Prima dată credeam că sunt foarte, foarte bun în analiză. Și am participat la un, era un subal format, am participat la un fel de training de curs și ne prezenta cum să facem analiza pentru comerț, și pentru site, și pentru domeniul actual. Și uh, m am dat seama că 90% din ce o prezentat uh, respectivul uh, trainer nu știam și până atunci mă consideram. Deci a fost o lecție extraordinară, dar atunci am și schimbat și încerc să le, să le iau cum, ca, ca și cum nu le-aș ști. Care sunt principalele investiții pe care, care v-ați concentrat în ultimul an? Suntem o firmă mică uh, și uh, facem investiții mici, adică noi cumva ne axăm mai mult pe profit okay. decât pe anumite. Avem tot felul de, de, de softuri uh, care să ne ajute să. Ne simplifice munca repetitivă, dar nu avem investiții majore. Deci, practic, tot ce cheltuim, ca și procente, vrem să se le putem amortiza destul de repede, fiind axați pe, pe profit. Nu avem investiții majore. Care ar fi principalele aturi care vă diferențiază pe voi în piață? Suntem o echipă mică, și totuși eforturile noastre se duc în a-i da clientului nostru cât mai multe informații. Site-ul nostru, cel puțin pe produsele de panoradiante radiante, are cu cel puțin 70-80% mai multe informații decât toată concurența adunată la un loc, atât din România cât și din Europa. Deci avem foarte multe informații pusă sub ochii clienților noștri, doar ei să beneficieze de ea. Care sunt principalele priorități pe care le aveți pentru lunile rămase din anul ăsta și ce obiective vreți să atingeți până la ea, viitoarea ediție a În La noi business este sezonier. Practic, tot ce am făcut anul ăsta nu contează dacă nu avem un sezon de succes. Deci, practic, următoarele trei luni sunt peste 70% din cifra noastră de afaceri și din profitul, profitul, nostru. Deci, e cea mai importantă perioadă. Suntem axați, noi ne-am pregătit, în toată această perioadă de extra sezon, practic, uh, intrăm în sezon uh, pregătiți. Uh, obiectivul, întotdeauna avem un obiectiv îndrăzneț, uh, sperăm, totuși fiind o firmă micuță, avem un obiectiv de 20-30% pentru mulți. Li se pare că 23% este ceva foarte îndrăzneț. Am avut an când am crescut cu 25%, am avut an când am crescut cu 52%. Anul trecut uh, a fost singurul an cu o scădere de 13%, dar, având în vedere că concurenții noștri au avut o scădere semnificativ mai, mai mare, nu ne demotivează mm -hmm. absolut deloc. Mulțumim tare, Cosmin, și succes în continuare. Și eu vă mulțumesc!